În ziua de bobotează, toate se umplu de lumină, de bucurie și de Duh Sfânt. Toate se sfințesc. Vă urez tuturor ca inimile noastre să se umple de această bucurie a Duhului Sfânt. Să ne lăsăm sfințiți, să ne lăsăm să fim mai buni, mai curați și mai aproape de Dumnezeu. Și Duhul Sfânt să se coboare în inimile noastre, așa cum s-a coborât peste Hristos în Iordan. Bună! Sunt Dr. Josh, aici la God Be With You, unde împărtășim ghidare culturală spre împlinire spirituală. Așadar, despre botezul Domnului și taina spălării în apă sfințită, în lumină și în Duh. În calendar e scris botezul Domnului sau boboteaza și mai este numită această sărbătoare și Epifania. Epifania înseamnă arătare sau descoperire sau revelație. Aici Epifania se referă deodată la Crăciun și la boboteaza, la nașterea Domnului, deci, și la botezul Domnului. Astăzi, acestea sunt două sărbători diferite, dar în vechime, ele erau una singură și împreună se serbau la 6 ianuarie și purtau acest nume comun de Epifanie, pentru că au, de fapt, o semnificație destul de apropiată. Pentru că la Crăciun Dumnezeu se manifestă, se revelează, se descoperă nouă sau se arată nouă ca Dumnezeu întrupat sub chipul pruncului din Betleem, iar la bobotează se arată, se descoperă nouă, ni se revelează ca Dumnezeu în treime, adică Hristos cel care cobora în apele Iordanului, Duhul Sfânt în chip de porumbel care cobora deasupra lui și glasul Tatălui care din nor îl numea pe el Fiul Său cel iubit. În alte cuvinte, și Crăciunul și boboteaza sunt numite împreună Epifanie pentru că în aceste două sărbători Dumnezeu ni se arată nouă. Sfântul Sofronie al Ierusalimului spunea: la praznicul ce a trecut te-am văzut prunc, iar la acesta de acum, desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-a arătat Dumnezeul nostru din cel desăvârșit. În alte cuvinte, și la o sărbătoare și la cealaltă, Dumnezeu ni se manifestă nouă în mod gradat, gradual, pe măsura posibilităților noastre de înțelegere. Așadar, cele două sărbători sunt într-o unitate duhovnicească și teologică. De aceea, cum spuneam, în primele 4 secole, acestea se serbau împreună. Mai apare o întrebare. Dacă Hristos s-a botezat și noi ne botezăm, între cele două botezuri există o distinție? Cu siguranță da. Am putea să spunem că sunt chiar 3 tipuri de botez. Unul este botezul lui Ioan. Ioan boteza cu apă, chemându-i pe oameni să-și mărturisească păcatele și sfătuindu-i cum să-și îndrepte viața. Botezul creștin, cel de care ne împărtășim noi, este botez cu Duh Sfânt și cu foc. După mărturia tot a lui Ioan Botezătorul, care spunea: eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă va boteza pe voi cu Duh Sfânt și cu foc. Cu acest botez ne botezăm noi, atunci când suntem botezați, când suntem prunci, ne botezăm spre iertarea păcatelor, începând cu păcatul strămoșesc al lui Adam și continuând cu eventualele păcate personale în funcție de vârsta la care este administrat botezul. Acest botez administrat nou produce în ființa noastră o înnoire ontologică pe care doar Dumnezeu o poate face. Adică ne face pe noi fii ai lui Dumnezeu, curați și spălați așa cum a fost creat Adam. Și mai este, al treilea, botezul lui Isus, care diferă de botezul pe care Ioan îl administrase celorlalți oameni. De ce? Pentru că în cazul lui Hristos, botezul pe care el l-a primit de la Ioan nu era un botez spre mărturisirea păcatelor, pentru că Hristos nu avea păcate, și spre îndreptarea vieții. El era Dumnezeu, ducea o viață desăvârșită, nu era așadar spre
iertarea păcatelor și împăcarea lui cu Dumnezeu, că el era Fiul lui Dumnezeu, ci era pentru împăcarea noastră cu Tatăl. În alte cuvinte, Hristos a primit botezul ca să ne învețe pe noi cum se primește botezul. Chiar dacă efectele într-un caz și în celălalt sunt cu totul diferite. Pentru noi, peste noi, Duhul coboară ca să ne sfințească și să ne curățească. Peste El, Duhul coboară ca să-L manifeste, să-L vestească oamenilor împreună cu glasul Tatălui. Prin botez, noi devenim fii ai lui Dumnezeu, adică primim harul înfierii, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Hristos însă, El este Fiul Tatălui. Botezul lui Hristos sau botezul lui Ioan, căruia și Hristos s-a supus, ne deschide nouă calea spre botez. Aceasta din urmă înțeleasă ca fiind taină a împăcării cu Dumnezeu. Suferit-ai a te boteza în Iordan de mâna robului, zice o cântare. Ca sfințind firea apelor, tu, cel ce ești fără de păcat, să ne faci nouă cale către nașterea cea de-a doua, prin apă și prin Duh, și să ne întorci pe noi la slobozenia cea din tâi. Așadar, Hristos, botezându-se, El de fapt se smerește. De aceea îi zice lui Ioan, lasă acum că se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Pentru că știm că Ioan Botezătorul s-a minunat, s-a speriat și s-a reținut când a văzut că Hristos vine la el să fie botezat. Și i-a zis Ioan, eu trebuie să mă botez de către tine și tu vii la mine să te botezi? Iar Hristos i-a răspuns, lasă acum că se cuvine să împlinim toată dreptatea. Despre ce dreptate era vorba? Era vorba despre îndreptarea noastră. Pentru că dacă Hristos a primit să se smerească pentru noi, născându-se, botezându-se, pătimind pentru noi, toate aceste acte care le-a făcut Hristos pentru noi, acestea poartă numele de dreptate. Pentru că scopul lor este îndreptarea noastră. Prin urmare, El a primit să se smerească botezându-se în Iordan, deci plecându-și creștetul sub mâna slugii, ca să împlinească o dreptate, adică să ne învețe pe noi cum să găsim calea către Tatăl. Zice Sfântul Efrem Sirul, cel curat a venit să se boteze și el împreună cu cei necurați. Cerul s-a desfăcut ca să-l slăvească, căci cel ce curățește toate s-a botezat împreună cu noi. S-a pogorât în apă și a sfințit-o pentru botezul nostru. Așadar, Hristos coborându-se în apele Iordanului a sfințit firea apelor pentru noi. Și împreună cu noi, de fapt, Hristos a sfințit întregul cosmos. Tot Sfântul Efrem spune, pricina pentru care a intrat în pântecul Maicii este și pricina pentru care a coborât în râu. Pricina pentru care a intrat în mormânt e pricina pentru care ne duce în cămara sa de nuntă, aceea de a-i face pe oameni desăvârșiți în tot chipul. Dacă în Adam au rămas cu toții goi de slava lui Dumnezeu și de firea noastră umană autentică, în botez ne îmbrăcăm în el. Zice Sfântul Ioan Damaschin, cei ce sunteți goi în Adam, veniți toți să ne îmbrăcăm cu dânsul, adică cu Hristos, ca să ne încălzim, că acoperă pe cei goi și luminează pe cei din întuneric. Venit ai și te-ai arătat lumina cea neapropiată. Sfântul Efrem Siru ne descrie schimbul de haine în apele Iordanului, pentru că în botez noi ne îmbrăcăm într-o altă natură mai sfințită, mai îndreptată, mai curată. Zice Sfântul Efrem, din înalt vine firea lui, adică firea dumnezeiască, și din adânc haina lui legată pentru totdeauna, haina celui ce își dezbracă acum haina sa. Când vorbește aici despre haina lui Hristos,
se referă la firea lui umană. Și voi să dobândiți acum din ape de la el haină care nu se învechește și nici nu se strică. Haină care pe cei ce o poartă îi îmbracă în veșnicie. Hristos ne îmbracă pe noi în Duhul Sfânt și în foc. Dar e un foc ce arde răutatea și păcatul, dar nu mistuie, zice Sfântul German. Pune sfințenie în apă, Hristos, și curățire sufletelor se face aceasta. Pământesc lucru este ceea ce se vede și mai presus de ceruri ceea ce se înțelege. În alte cuvinte, noi îl vedem cu ochii pe Hristos că coboară în apele Iordanului și este un lucru pământesc acesta, dar ce efecte are? Ceea ce se întâmplă într-adevăr, aceea nu mai înțelege, acela este lucru din cer. Prin baie este mântuirea, continuă Sfântul German. Prin apă, Duhul, și prin afundare se face înălțarea noastră la Dumnezeu. Focul Duhului coboară și se sălăjluiește, dar nu consumă, precum lui Moise în rug și precum în pântecele Fecioarei. Și auzim cum zice, știm că cele ce s-au arătat lui Moise în rug, aici, prin uimitoare așezăminte s-au lucrat, că precum Fecioara care a purtat în sine foc, născând pe purtătorul de lumină, a fost păzită de binefăcătorul nevătămată, așa au fost păzite și apele Iordanului primindu-l pe el. Acestea sunt cuvintele Sfântului Ioan Damaschin. Iar Sfântul Sofronie descrie astfel manifestarea Iordanului la intrarea Domnului în apă. Văzutu-te-au apele, Dumnezeule, văzutu-te-au apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul dumnezeirii pogorându-se trupește și intrând în trânsul. Dar de ce apele? Ce se întâmplase cu ele de la creație, dar mai ales de la cădere? Apa, o știm cu toții, apa înseamnă viață. Apă și Duh este apa sfințită și ea este mărturia vieții înviate, a vieții nemuritoare prin înviere. Prin ea, prin apa sfințită, se sfințește totul, și oamenii și cosmosul. Ea devine, prin coborârea Domnului în repejunile Iordanului, apa devine materie sfințitoare. De aceea, cu apa sfințită, noi stropim ca să sfințim toate. Și ea, apa, este aceea care dă naștere ființelor noi. Uneori, bisericile, în mod simbolic, sunt construite pe ape. Aduceți-vă aminte de biserica micuță de la Râmeț. Din apă se nasc membrii bisericii, se nasc fiii lui Dumnezeu, se nasc fiii împărăției cerurilor. Iată de ce în unele icoane, care reprezintă botezul Domnului, în apele botezului vedem prezența peștilor care ne simbolizează pe noi, pentru că noi ne-am născut din apa Iordanului, adică din taina botezului. Știm că există o întreagă mitologie a apei. În toate mitologiile de pe pământ, apa este prezentă. Ea este un element primordial și uneori este ea singură, precum în mitologiile mesopotamiene. Avem zeița Tiamat, cea din care s-a construit lumea și ea este o ființă, o zeitate acvatică. La fel Baal, care era atât de prezent la popoarele cananeene în jurul poporului ebraic. Alteori, apa este însoțită de celelalte trei elemente, de aer, de foc și de pământ. Și asta o găsim în multe din sistemele filozofice antice. Așadar, apa este indispensabilă, ea este unul din fundamentele cosmosului, din materiile creației. În multe din apocrifele biblice, răul căderii în păcat a fost ascuns în apa Iordanului. De aceea, o rugăciune adresată Sfântul Ioan Botezătorul spune, ca să mă vindec de veninul cel din mușcătura diavolului, roagă-te fericite, cel ce ai botezat pe Hristos în apele Iordanului, în care Mântuitorul a sfărâmat răutatea vrăjmașului ce a încuibat acolo. Se spune că diavolul
când a înțeles că Hristos s-a întrupat și că va fi învins de el, s-a ascuns în apa Iordanului. De aceea, în rugăciunea de la sfințirea apei, Sfântul Sofronie afirmă: Tu ai sfințit apele Iordanului, trimițând din cer pe Duhul tău cel Sfânt și ai zdrobit capetele balaurilor care se încuibaseră acolo. De aceea, în unele icoane ale botezului Domnului, sub picioarele lui sunt reprezentați niște balauri, niște ființe acvatice. Sunt simboluri ale zeităților antice, al căror cult a încetat odată cu venirea lui Hristos în lume. O altă apocrifă, aceea care povestește și despre lemnul Sfintei Cruci, spune că atunci când Adam a încălcat porunca în rai, el a semnat un acord scris, un zapis, pe care cu diavolul, pe care diavolul l-a ascuns în apa Iordanului. De aceea, în unele icoane, Hristos este reprezentat ca stând în picioare, cu picioarele pe un zapis, pe o cărămidă, pe care o zdrobește. Iar Sfântul Efrem, referindu-se la această legendă, spune: În sânul botezului a fost desființată datoria obștească. Pentru că cu un acord scris, cu un zapis, fiecare se angajează într-o datorie, într-un acord. Continuă el: Mila a șters în apă și în undelemnul botezului marele zapis al lui Adam și el a fost rupt. Iată de ce Ioan Botezătorul, se minunează și se înfricoșează văzându-l pe Iisus venind la botez. El știa că Iisus va veni. Tatăl îi spusese: Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând deasupra lui, acela este. Și totuși, când îl vede pe Hristos apropiindu-se, se înfricoșează precum Moise pe munte, când a văzut rugul aprins. Prin cuvintele lui Cosma Melodul, Ioan afirmă: Suflet înțelegător având și cinstit fiind cu dreaptă judecată, mă rușinez de cele neînsuflețite, că dacă te voi boteza pe tine, mă vor învinui muntele cel ce fumega cu foc, marea ce s-a despărțit în două și Iordanul acesta care s-a întors. În alte cuvinte, dacă ființele neînsuflețite reacționează într-un fel, adică muntele se aprinde de foc, marea se despică, apele Iordanului se întorc îndărăt, ce voi face eu care sunt ființă înțelegătoare, rațională și care înțeleg minunea care se petrece? Iată marea întrebare justificată a lui Ioan Botezătorul. Noi îl numim pe Ioan Botezătorul înainte mergător al Domnului. Domnul însuși, prin cuvintele Melodului Vizant, el numește Săvârșitor al Tainei și îl îndeamnă: Cu frică slujește-mi și nu te teme. Dar care este taina? Pentru a-l mântui pe Adam, Hristos se botează în Iordan. Aceasta este marea taină, mântuirea omului. Că pe Adam, cel sfărâmat prin păcat înnoindu-l, cel ce după fire sunt neîntinat, mă botez ca un om în apele Iordanului, la care mă vezi venind. Așa pare că i s-a adresat Hristos explicându-se lui Ioan. Și astfel Ioan este martorul, dar și slujitorul, adică celebrantul acestei mari taine. El este prin aceasta și martorul descoperirii sau manifestării Sfintei Treimi, pentru că pe Hristos l-a botezat în Iordan. Glas părintesc ai auzit care a mărturisit însușirea lui de fiu și pe Duhul l-ai văzut în chip de porumbel, glas aducând asupra celui botezat. Iată de ce Ioan este mai presus decât toți prorocii și pecete a tuturor prorocilor. El, Ioan, a pregătit căile Domnului. Afirmă Teofan Imnograful: Răsărit ai ca un luceafăr, pe soarele dreptății vestindu-l celor din întuneric, că tu ai fost propovăduitor și înainte mergător al mântuirii tuturor.
Se spune că Ioan a dus vestea cea bună și celor din iad. Unele scrieri apocrife vorbesc că Ioan, după moartea sa, a mers în iad la morții cei din veac și care cu toții așteptau mântuirea și le-a adus această veste minunată și certitudinea că Mesia a venit în lume, căci el l-a văzut și l-a botezat în Iordan, atingându-i creștetul capului cu mâna sa. Marea nuntă a mântuirii neamului omenesc începuse, iar Ioan era martorul acestui eveniment în calitatea sa de prieten al mirelui. Iată ce spune imnograful bizantin Vizantie, reasumând întregul eveniment și semnificațiile lui. Zice el, veniți să urmăm fecioarelor celor înțelepte, deci e o atmosferă de nuntă, veniți să întâmpinăm pe stăpânul cel ce s-a arătat, căci a venit ca un mire la Ioan. Iordanul văzându-te s-a temut și a așteptat. Ioan a strigat, nu putez a mă atinge de creștetul cel fără de moarte. Duhul s-a coborât în chip de porumb ca să sfințească apele și glas din cer s-a auzit, acesta este fiul meu, cel ce a venit în lume ca să mântuiască neamul omenesc. Vă invit să vă abonați la acest canal și împreună să descoperim marea taină a restaurării omului prin botezul lui Hristos. Căci la botez, Dumnezeu îl reașează pe om în demnitatea sa primordială, îl respectă, îl iubește și îl ajută să se ridice. Iată ce zice poetul sfânt Efrem. Viteazul a căzut din rai. Cine e viteazul? Omul. Iată ce frumos îl numește. Viteazul a căzut din rai și cel milostiv l-a sprijinit prin botez. Mila dumnezeiască a călcat în picioare șarpele și rudele lui, adică ale lui Dumnezeu, adică noi oamenii, rudele au strălucit iarăși în hainele lor, adică în hainele de lumină și de duh spălate în apa sfințită a Iordanului.